Pieton rănit în urma unui accident rutier. Este vorba despre o femeie în vârstă de 56 de ani care se afla la locul nepotrivit în momentul producerii accidentului. În urma neacordării de prioritate, două autoturisme au fost implicate, fiind nevoie de intervenția unui echipaj smurt. Accident rutier produs în acest weekend în Drobeta Turnu Severin, chiar lângă un cunoscut centru comercial. Două autoturisme au fost implicate. În urma impactului, unul dintre autoturisme a croșat o femeie în vârstă de 56 de ani, fiind transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. La data de 24 ianuarie anul curent, în municipiul Drobeta Turnu Severin, la intersecția străzilor Aluniș cu Mihai Viteazu, s-a produs un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, unul dintre autoturisme a acroșat un pieton de 56 de ani, municipiul Drobeta Turnu Severin, care a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Conducătorii auto nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.